Când eram în clasa 5-a, m-am umplut de păduchi. Nu era pentru prima dată când inima îmi sărea din pept și mă irita pielea și când păduchii mi se jucau de vați ascunselea prin cap, depunând în fiecare zi câte 10 ouă în firele mele de păr murdar, eram fericită. Pentru că mama mă punea să dorm într-o cameră singură și nu mai era nevoie să mă bat cu sormea că nu ne ajungea plapuma sau că am trecut pe partea celelalte. Aveam un pat doar al meu, o plapumă doar a mea, cu care mă învolotăceam ca un verme în propria mătase. Într-o dimineață, din nou mă scărpinam fericită în cap și când mama m-a văzut, a holbat ochii, a sărit de la masă ca arsă, mi-a înșfăcat capul în mâini și a început să mă caute în cap. Și am auzit doar cum pocneau ouăle. Fericirea mea va dura doar câteva zile. Apoi voi veni înapoi, în patul nostru mic, lângă tine, surioara mea iubită. Știu că ți-a fost dor de picioarele mele în coastele tale. Voi veni, fără păduchi, fără speranțe.